Salut și bine v-am găsit pe itassistant.org. Numele meu este Mihai Ștefano și astăzi vom vedea câteva trucuri pentru a ne optimiza sistemul de operare. Bineînțeles că nu o să-l facem să ruleze cum rula în prima zi după instalare, dar totuși vom încerca să obținem un efect cât mai apropiat. Sistemul de operare pe care voi face aceste teste este Windows Vista Business Edition în limba română. Fac aceste teste pe Windows Vista pentru că pe real am instalat Windows 7 și nu mă ating de el, deci am făcut o mașină virtuală pentru Windows 7. Bun. Ce este bine de știut înainte de a începe un proces de optimizare? E bine de știut că optimizarea nu ține doar de partea software și că există unele lucruri pe care programele de optimizare nu le pot rezolva. Cum ar fi cantitatea mică de memorie, spațiul insuficient de stocare sau frecvența mică a procesorului. De asemenea, nu ne va aduce o performanță extraordinar de mare în jocuri, dar totuși putem încerca anumite trucuri. În primul și în primul rând, pentru că ne aflăm pe un sistem de operare Windows Vista, același truc este valabil și pe Windows 7, ar fi bine să dezactivăm User Account Control. Mergem pe Start, panoul de control, contul de utilizator, user accounts în engleză, încă o dată pe contul de utilizator și activare sau deactivare control utilizator. Vom dezactiva user account control, vom da OK, ne va cere un restart, o să-i dăm și restartul. Cât se dă restartul, vă spun că pe tema de Windows Vista e bine să folosim Windows Vista Basic. Aero cere destul de multe resurse și nu e neapărat obligatoriu să o ținem. Această temă Windows Vista Basic seamănă destul de mult cu tema Aero și este destul de ok. Eu cel puțin sunt mai în elementul meu când o folosesc și este folosită de mult mai multe companii pentru că în mediul business este nevoie de rapiditate. De rapiditate și de eficiență. Bun. Acum o să vă mai arăt câteva setări care pot fi făcute strict în Windows Vista. Vom mai vedea cum putem schimba acest meniu de start. Cu meniul clasic de start vom merge aici pe proprietăți, meniu start și vom alege meniul de start clasic. Odată cu activarea meniului de start clasic vor apărea și condițiile computer, networking, internet explorer, panoul de control și coș de reciclare. Coșul de reciclare că era dinainte. De ce? Pentru că nu le vom mai avea în start, le vom avea direct pe desktop. Bun. Ce mai putem face pentru a ne optimiza sistemul de operare? Programele care pleacă odată cu Windows-ul în startup. Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Gândiți-vă că pornim calculatorul și avem vreo 10-15 programe în medie care pleacă odată cu Windows-ul. Acelea se numesc programe de startup. Ele pleacă odată cu Windows-ul nu neapărat pentru că ar trebui să facă acest lucru, ci pentru că pur și simplu noi le permitem acest lucru. Ele vin cu această opțiune by default, dar nu prea ne ajută cu nimic. Fiind cazul aici, hai să dau un exemplu, Yahoo Messenger, care pleacă odată cu sistemul de operare, dar de care pur și simplu nu am avea neapărat nevoie să plece odată cu acesta. Bun. Haideți să vedem de unde le putem activa și dezactiva. Mergem pe Start, Executare sau Run în limba română, în limba engleză, scuze. Tastăm MS Config. Mergem pe Startup, văd că este totuși în engleză aici, o mare parte. Bun, ce putem dezactiva de aici? Bineînțeles că voi veți avea o listă mai lungă, le dezactivați pe cele de care nu aveți nevoie. Haideți să vă arăt un pic pe sistemul meu real, cum stă treaba. Mie odată cu sistemul de operare îmi pleacă aceste programe, eu aproximativ de toate am nevoie. De ce nu am nevoie este de Google Update și de Java Update. Acestea sunt două update-uri, unul pentru Google Chrome și unul pentru platforma Java,
dar le țin și pe ele, nu mănânc atât de multe resurse, dar gândiți-vă că ar fi, nu știu, câte multe, multe, care ar fi și ar trebui să le dezactivăm. Ei bine, ele pot fi dezactivate fie din opțiunile lor, cum am făcut eu, fie de aici. Bun. De ce spun că e bine să dezactivăm? În momentul în care pornește sistemul de operare, programele au tendința de a porni toate odată. Și e foarte enervant, adică să-ți plece toate programele odată în startup nu e tocmai cel mai frumos lucru și nu e tocmai visul unei nopți de vară. Deci, plecând toate programele odată, v-am zis, se înghesuie, ele se înghesuie și se îngreunează startup-ul și până la urmă nu mai înțelegeți nimic. Bun, ajungem într-o zonă un pic mai sensibilă și anume cea a curățării registrelor și fișierelor temporare. Haideți să o luăm cu începutul. Fișierele temporare sunt acele fișiere pe care le creează unele aplicații într-un folder din C. C username parcă, nu, C user stamp. Sau, mă rog. Acele fișiere sunt fișiere de care are nevoie programul în timpul rulării sale, îmi cer scuze, și poate și după aceea. Cele mai multe fișiere temporare le creează Internet Explorer, Mozilla, iar browserele și clientele de mail și de mesagerie. Haideți să deschidem și noi Internet Explorer și să descărcăm CCleaner, unul dintre cele mai bune programe care ne ajută să ne optimizăm sistemul de operare. Vom merge pe Google. Puteam scrie și în Bing, dar eu m-am obișnuit cu Google, recunosc. Și o să scriem CCleaner. Mergem pe primul rezultat. Îi vom da download. Încă o dată download de aici, de pe File Hippo. Din păcate, Internet Explorer 7 are ceva probleme. Puteți însă, și o să vă arăt imediat, face update la Internet Explorer 9. Numai puțin, dați-mi voie să văd pe aici cum e cu download-ul. A, nu. Stați să măresc un pic fereastra. A, aici, download latest version. Eu le cunosc că nu prea lucrez cu File Hippo, lucrez mai mult cu Ninite. Cred că este pe site, căutați Ninite. Este un tutorial. O să-i dăm salvare și o să-l instalăm. O să-i dăm executare. Încă o dată executare. O să-i dăm aici înainte, de acord. Căutare automată actualizări normal, adaugă opțiunea rulează și deschide CCleaner aici. La fel. Ok. O să vă mai explic pentru că mi-am apărut o fereastră de la Windows Update și o să vorbim și despre el imediat. Înainte, ne întreabă dacă vrem să instalăm barra de instrumente Google. Nu, nu o vom instala. Și dăm instalează. Bun. Cât se instalează nebunia asta? O să vă vorbesc puțin despre actualizări. În momentul în care voi instala sistemul de operare, e destul de bine, sau mă rog, e recomandat să fie original și să-l activați. Pentru a activa sistemul de operare, dați click dreaptă pe My Computer, proprietăți și mergeți aici la 3 zile până la activarea automată. Eu nu o să-i fac activarea pentru că nu-l voi folosi, sistemul este original. În cazul în care nu v-ați prins, sistemul este original, nu o să-i fac activarea pe mașina virtuală, pentru că vreau să-l activez pe un sistem al meu propriu, pe un sistem real. O să-mi fac un sistem care va rula Windows Vista, chiar dacă nu sunt un fan al Windows Vista, voi avea multe calculatoare în casă și pentru că nu am mai multe copii de Windows 7 originale, voi rula Windows Vista original pe acele sisteme. Haideți să-l executăm și să vedem ce face acest soft. Bun, prima oară ne întreabă dacă să păstreze cookie-urile, care sunt importante. Și normal că dăm yes, pentru că e o opțiune bună. Bun, acum avem așa.
curățarea la aplicații, în registri, avem câteva unelte și opțiunile. Haideți să vorbim doar de primele două, pentru că astea sunt oarecum în area de acoperire al tutorialului pe care eu vi-l prezint acum. Bun. La curățare ne va curăța fișierele temporare și o să-i dăm și noi analizează. Pentru a curăța la Internet Explorer e bine ca browserul să fie închis. Are de șters vreo 19 mega. Pare așa, nu știu, oarecum ciudat, dar trebuie și aceste chestii făcute. Apoi vom scana pentru problemele din registri. Apropo de CCleaner, avem un tutorial pe site făcut tot de mine. Căutați CCleaner, sigur îl veți găsi. Este un tutorial, zic eu, destul de interesant și sunt sigur că vom avea ce să comentăm pe marginea lui. Bun, am rezolvat-o și cu, să spunem așa, cu scanarea registrilor. Să spunem că acum Windows-ul este oarecum protejat, dar tot merge greu. Există probleme și noi nu ne dăm seama de unde ar mai putea veni aceste probleme. Bun, să spunem că am făcut și update. V-am spus, pentru update trebuie să aveți un sistem de operare original și update-urile activate. Bun. În cazul în care mai avem probleme și nu ne dăm seama de unde vin aceste probleme, putem scana cu un program antivirus. Companiile antivirus au început în ultima vreme să ofere soluții gratuite pe lângă cele plătite, pentru cei care nu au atât de mulți bani încât să plătească o soluție profesională. Bitdefender a lansat anul acesta Bitdefender Antivirus Free Edition. Ei au mai avut și înainte alte ediții de Free Edition, dar cea de anul acesta pare a fi una cel puțin la fel de interesantă, să spunem, ca și ceilalți competitori. Este foarte ușor de folosit și blândă cu resursele calculatorului. Vom merge din nou pe Google. Vom scrie Bitdefender Free Edition. Cred că am... Mergem aici pe primul link. Bitdefender.ro. Vom descărca varianta în limba română. Se întâmplă ceva, se întâmplă ceva. Cred că Internet Explorer 7 nu se pupă bine cu Bitdefender.ro. Și o să vă rog... A, nu, merge până la urmă. Oricum, este bine și o să vorbim imediat și de actualizarea browserelor și a softurilor în general. Asta nu ține neapărat de optimizare, dar e bine să vă precizez chestiile astea. Iar mi-a dat această eroare, o să dăm un X. O să dăm aici executare. Executare, se descarcă Bitdefender Antivirus Free Edition. Utilizați o versiune Vista neactualizată pentru mai bună stabilitate a sistemului și pentru a putea beneficia de cele mai avansate tehnologii. Faceți în timp un upgrade la Vista Service Pack 2. Nu este făcut update la Vista Service Pack 2. E bine să faceți update și la SP-uri. Eu nici nu știu dacă am Vista Service Pack 2 pe undeva. Parcă l-aveam pe undeva, tot așa original. Știu că o să mă întrebați foarte mulți dintre voi, sunt originale pe bune? Da, chiar sunt originale pe bune. Am orice sistem de operare al Microsoft aproape original. Cred că numai pentru faptul că sunt student. De fapt, toți colegii mei de facultate au dreptul ca și mine la sistemele de operare originale. Avem și programe originale, deci da, numai pentru asta să tot înveți la facultate, ca să-ți păstrezi sistemele de operare originale. Bun, aici trebuie să selectăm calea unde îl vom instala. Eu las așa. Porniți o scanare rapidă a sistemului, ok. O să-i dăm pornire, se scanează rapid sistemul, apoi în cazul în care nu aveți Net Framework 3.0, e bine să-l instalați. O să așteptăm să se termine instalarea. Pentru a putea folosi acest antivirus oferit gratuit de Bitdefender, trebuie să aveți un cont Bitdefender. Haideți să vedem cum ne facem un cont Bitdefender. Vom merge pe bitdefender.ro, bitdefender.ro. Iar de aici,
Haideți să măresc un pic fereastra. Sper să nu-mi dea altă eroare. Ba, din păcate, da. Numai o secundă, dacă îmi permiteți. O să descărcăm rapid un Google Chrome. Eu v-am zis, sistemul acesta este proaspăt instalat, deci nu prea are instalat nimic pe el. De fapt, nu avea nimic instalat pe el când am început să înregistrez acest tutorial. O să setăm ca browser prestabilit, nici nu mai contează asta, important e că îl instalăm foarte repede ca să putem să ne folosim noi de el acum, în timpul tutorialului. Eu o să mai joc puțin cu Vista, după aia recunosc că vreau să-i fac un update la SP2, să-l văd cum se mișcă, să mai umblu puțin prin el. Bun. O să vă arăt imediat cum se face și contul Bitdefender, pentru că de asta am început să intru pe site-ul Bitdefender. Nu m-am mai lăsat E7, da? O să fac update la E9 pe Vista. Oricum v-am zis, pregătesc 3 calculatoare, chiar vreo 4, 2 cu XP, unul cu Vista și unul cu Windows 7. Cred că cel principal va fi cu Windows XP, urmând ca celelalte să ruleze anumite aplicații de care am nevoie tot timpul. Bun. Haideți că s-a instalat Google Chrome, ar trebui să pornească singur, dacă nu pornește singur, o să îl pornesc eu, nu, a pornit singur, ne pune să ne facem un cont Google ca să folosim Google Chrome, nu e nevoie. Credeți-mă, o să mergem pe bitdefender.ro, sper că aici să nu mai dea vreo eroare. V-am zis că Vista are destule probleme, pentru că e Vista original, cu kernel original, trebuie să-i fac update la SP2 ca să schimb și kernelul. Bun. O să mergem aici pe My Bitdefender. Este în limba engleză, da. O să dăm Sign in Register. Ne putem face un cont cu Facebook sau cu Google. Nu știu dacă putem da Sign in din... Cred că trebuie să ne punem o adresă de e-mail, dacă ține bine minte. Haideți să-mi pun și o adresă de e-mail. Repet, nu dați ad pe acest ID, nu dați mail-uri pentru că nu o să vă răspundă nimeni. Ne trebuie o parolă, deci cred că din păcate trebuie să ne facem doar cu Facebook și cu Google deocamdată. Nu știu dacă se mai poate face cu altceva. Hai să dăm un pic pe română, să vedem. Deși teoretic ar trebui să meargă, încercați și voi cu Facebook. Nu uitați, la limba română merge. Creare cont. Vă puneți aici numele, e-mailul, parola de două ori și vă faceți contul. Eu mi l-am făcut acum 3 ani de zile, deci e normal să fie ceva probleme. Vreau să-i fac niște update-uri, o să-l am în vreo 4 ore. Bun, acum ne-a deschis o fereastră de... browser, să spun așa, în care ne cer să ne punem adresa noastră de e-mail pe care am pus contul și parola. Iarăși nu dați ce se întâmplă. Aș dă restat nebunia asta. Stați un pic. Da. Haideți să mai încercăm o dată. Nu știu ce se întâmplă. Deci imediat am o tastatură de toată stima. Bun, o să-i dăm conectare și în momentul în care se conectează aici în locul acestui X roșu ne va apărea un V verde, da? Și acum Bitdefender Free Edition funcționează, este blând cu resursele, haideți să vă arăt. Eu pe sistemul acesta am 512 MB sau 1 GB de RAM, ceva în genul ăsta. Și el mănâncă puțin, undeva la 1000 și ceva de kilo, undeva la 1 mega și ceva. Deci nu e vreo problemă. Mai are el un serviciu, de fapt vreo două, care mănâncă până în 20 și ceva
de mega. Deci e blând, blând cu resursele noastre. Bun. Am văzut ce putem face pentru a ne optimiza sistemul. Ați spune că acest tutorial este gata. Bine, eu vreau să vă mai prezint câteva lucruri care nu țin neapărat de optimizarea sistemului, ci sunt câteva trucuri pe care, dacă tot facem tutorialul ăsta, haideți să vi le prezint. Pentru cei care aveți Windows Vista instalată în limba română și vine by default cu limba română selectată, pentru a schimba limba default, mergeți aici pe setări, dați click dreapta pe limba română, setări, și o să dăm aici la default, engleză, Statele Unite. Și se trece din română în engleză, ar trebui teoretic. Ok, bun. Alte setări care se pot face la Windows Vista, bine, ele sunt foarte, foarte multe. Windows Vista vine preinstalat cu un program care se numește Windows Defender. Windows Defender care ar trebui să fie un anti-malware, dar credeți-mă, Bitdefender Free Edition este de 1000 de ori mai bun. Ținând cont că este și actualizat la zi, mereu cei de la Bitdefender lucrează pentru a îmbunătăți produsele companiei. Și de ce să ne mândrim că suntem români și că avem o astfel de firmă care produce softuri de securitate recunoscute pe plan mondial. Bun. Încă o chestie foarte importantă și o recomandare din partea mea este să faceți să vă protejați contul de utilizator cu o parolă. Cum facem acest lucru? Mergem pe Control Panel, setări, panoul de control. Mergem pe contul utilizator și schimbare parolă Windows, creare parolă pentru cont și eu îmi voi pune o parolă acum. Puteți să puneți și un hint, chiar e obligatoriu să puneți un hint în Vista și 7. Și ne-am făcut o parolă. Pentru că Windows-ul trebuie mereu protejat. Când plecați de la calculator, blocați-vă contul de utilizator. Pentru câteva secunde o să se blocheze ambele sisteme de operare, și realul și virtualul, dar tutorialul va continua. Pentru a vă bloca calculatorul, apăsați tasta Win Key, da? Cea cu logo-ul Windows și L. Se vor bloca ambele sisteme de operare. Haideți să-mi pun întâi parola pe sistemul real. Bun. Și vedeți că acesta este blocat. Apare aici blocat. De ce e bine să fie blocat? E bine, e bine să fie blocat pentru a nu fi accesat de anumite persoane care se mai află în cameră, în cazul în care aveți un safid, pe timpul cât plecați. Când vă întoarceți, parola și back into the system. Bun. Cam atât pentru tutorialul de astăzi. Eu am fost Mihai Ștefanu. Nu uitați, în textul tutorialului mai aveți și alte câteva trucuri pentru celelalte sisteme de operare. E vorba de XP în special și de 7. Sper să vă fie de ajutor. Vă aștept și data viitoare cu un tutorial, sper eu, la fel de interesant aici pe itassistant.org. La revedere!